Horeca, turism, sectorul aerian și așa mai departe. Ce soluții ar fi pentru ei? Ei abia acum încep ușor-ușor să-și mai revină de când s-au redeschis restaurantele, au reluat zborurile și așa mai departe. Da, Raluca, eu fac o metaforă între a conduce o afacere și a conduce o mașină și întrebarea pe care ne-o punem, ce faci în momentul în care intri cu mașina într-o curbă cu viteză prea mare? Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să frânezi ca să te asiguri că nu ești în decor, da? Acesta e primul lucru, frânezi, după care reajustezi volanul mașinii în așa fel încât să poți să mergi pe curbă și să, din nou, să nu ieși în decor. După care începi să accelerezi la ieșire din curbă, pentru că știm foarte bine, când mașina alunecă, de exemplu, într-o curbă, cel mai rău lucru pe care poți să faci este să frânezi în continuare, ce te ajută să ieși din curbă este să accelerezi. Exact aceste trei lucruri ar trebui să se vadă și la companii, și nu doar la companiile grav afectate, ci în general la majoritatea companiilor care au fost mai puțin sau mai mult afectate. Frânarea ce înseamnă? Înseamnă reducere de costuri. Deci să nu, sper și sper că antreprenorii deja și-au dat seama de acest lucru. Economia și nivelul de cheltuieli al oamenilor nu o să revină la nivelul la care a fost în februarie 2019 instant. De ce? Pentru că există frică, cum spuneam. Frica duce la acest blocaj de bani. Diferit față de criza din 2008, când a fost o criză financiară, acum este o criză economică. Da? Deci nu e o problemă de bani. Banii există, problema e că banii nu mai circulă și atunci devine o problemă economică. Deci asta ar fi primul lucru. Scăderi. Companiile din turism, companiile din Horeca trebuie să-și reajusteze costurile la nivelul venitorilor pe care o să le aibă în perioada următoare. Și când spun la nivelul venitorilor, în multe cazuri este vorba la 10%, 20% din veniturile pe care le aveau. Acum, e greu să faci acest lucru, este greu să reduci echipa de la 10 oameni la 2, la 3, sigur că da, dar dacă nu faci aceste lucruri, o să ieși în decor, metaforic vorbind, în cazul nostru firmă, o să intri în faliment. A doilea lucru este reajustarea volanului. Ce înseamnă asta din punct de vedere al business-ului? Înseamnă să studiez care sunt trendurile care funcționează în acest moment. Trebuie să înțelegem comportamentul clienților și cum s-a schimbat comportamentul clienților. Dau un exemplu. Dacă în perioada pandemiei oamenii au fost obligați să stea acasă o lună, două luni, cât au fost nevoie să stăm acasă, închiși în casă unii dintre noi, chiar închiși în casă la și două, trei luni de zile din casă, în perioada respectivă, unul dintre trendurile care s-a accentuat este că oamenii care stăteau la bloc au început să viseze la casă cu grădină. Pentru că, vai ce fain era dacă puteam să am o grădină și poate și o mică piscină, că chiar a fost vreme bună în perioada respectivă, ce bine era dacă aveam. În perioada de imediat după pandemie și chiar în timpul pandemiei, căutările pe site-urile de imobiliare au crescut cu peste 20%. Ei, dacă eu lucrez în construcții sau în imobiliare, ăsta este un trend pe care trebuie să-l înțeleg, trebuie să studiez dacă este un trend temporar sau ăsta este trendul de viitor. Oamenii o să migreze un pic dinspre centrele mari, orașele mari, spre periferie, spre case, atunci vreau să mă orientez și să încep să îmi găsesc clienți în zona respectivă. Deci asta e ca și un exemplu. Asta este al doilea pas, practic, să înțelegem schimbările comportamentale care există la clienți și să adaptăm business-ul la schimbările respective. Da? La Horeca, nu știu, de la meniuri digitale până la tot procesul de cumpărare, mâncare și plecare, plată, să fie contactless, partea de mâncare să nu fie contactless, că trebuie să intre mâncarea în gură, dar mă refer la contactul cu chelnerul, contactul cu suprafețele, să fie cât se poate de contactless. Da, deci sunt niște trenduri pe care trebuie să le înțelegem și e foarte important să adaptăm business-urile. Din păcate, au fost foarte mulți antreprenori care au spus așa, așteptăm să treacă carantina și după aceea revenim la normal. Deși experții, specialiștii, medicii au spus, trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. We'll be right back.